Banii promiși de guvern au început să ajungă la sinistrații din Galați, doar că oamenii nu știu pe ce să cheltuie. Mai întâi, cei 10.000 de lei. Se gândesc cu groază că trebuie să dărâme inclusiv pereții, să refacă locuințele poate de la zero. Premierul a anunțat azi că păgubiții vor beneficia și de vouchere de 15.000 de lei pentru electrocasnice. Martea a terminat-o și a rămas numai ușile de iadăt. A început să macine jos, să rid gipsul și așa, și am terminat noi de dărmat. În afară de ușă, tot pereți. Acum la mine e gol, tot gol. Open space. Eu zic casă decapotabilă. Această femeie încă mai găsește puterea să facă haz de necaz. A muncit 20 de ani în străinătate ca să-și ridice o casă de la zero în Slobozia Conachi. Totul era nou-nouț când viitura le-a înghițit investiția de 300.000 de lei. Acum trebuie să se descurce cu 30 de ori mai puțin pentru că atât a primit ajutor de la guvern. O casă de 120 de metri pătrați, din care în interior nu a rămas decât structura de rezistență. Aici suntem în bucătărie, aici era un perete despărțitor cu holul, iar aici era alt perete care despărțea bucătăria de dormitor. Ce puteți să cumpărați cu cei 10.000 de lei? Asta e întrebarea. Nici pe un sfert. Deci am sunat la firmă de construcții și am făcut comandă doar de rigips, vată, șuruburi, 58 de milioane. Adică materiale cât pentru o cameră cel mult. Separat de acest ajutor, astăzi coaliția a hotărât ca 5.000 de familii afectate să primească și vouchere de 15.000 de lei pentru electrocasnice. Acest tânăr se numără și el printre cei 1.200 de sinistrați care au primit banii promiși de la stat. O picătură într-un pahar cu apă, spune el. Ce ați putea să cumpărați cu ei? Nu știu, de unde să încep. E dermatot. 10.000 va ajunge să luați rigips măcar pentru o cameră sau două? 10.000? Dar cum sunt la de loc pe asta? Dacă vine acum mâine iarna, eu nu am cu ce să mă îmbrac. Nu am cu ce să mă îmbrac. N-am pantofi, n-am bocanci, n-am ciorapi, n-am nimic. Nu mai e nimic în casă. Nimic. Paturi, nimic. Canapele, tot. Păi mă, o canapea e 3.000 de lei. Da. Și poți să de 10.000... Între timp, primăria continuă curățenia comunei și dă asigurări că oamenii nu mai sunt în pericol. Focar de infecție, nu. Primul lucru care l-am făcut, am eliberat de animalele moarte și după aia ne-am ocupat de celelalte probleme. Medicamente sunt în localitate suficiente pentru urși? Sunt, da. Păi avem două farmacii. Aragaze și butelii. Este prima urgență care facem apel la cei care poate să vină să ajute. Reînnoim stocurile medicilor de familie pe măsură ce ele se consumă. Care s-au administrat. S-au vaccinat 27 de persoane cu vaccin antitetanic. Știu că s-au mai vaccinat 210 persoane, sunt toți membrii angajați ai ISU, persoane care au intervenit în activitatea de salvare, de curățare. Bilanțul pagubelor din infrastructură este și el cu multe zerouri. Sunt 20 de drumuri județene afectate, 80 de podețe și 40 de poduri. Pentru copiii din comunele afectate, astăzi a fost prima zi de școală după viitură. Dacă școala din Slobozia Conachi nu a fost afectată, în Costache Negri nu se pot face ore, așa că lecțiile s-au mutat fie în alte școli, fie online.